Salut, sunt Priză și vă uitați la Patrula Română. Și astăzi sunteți martorii primului episod. Să vă spun ce se va întâmpla. Vom lua 4 situații, evenimente, știri, videoclipuri. Le vom comenta și la final le vom da calificativ. Hot dacă e bine, cool dacă nu. Și vreau să încep prima emisiune prin a le mulțumi tuturor prietenilor care ne urmăresc și fac parte din generația Hot. De 3 luni sunteți alături de noi, ne încurajați, ne criticați sau ne felicitați și doriți alături de noi să construiți o comunitate pentru cei care s-au săturat de impostură, de non-valoare și de toate clișeele de prost gust cu care suntem inundați în fiecare zi. Vă mulțumim și primul hot din istoria Patrulei este pentru voi. Stay hot! Luna asta, un băiat, Felix, a reușit performanța să cadă de la 39 de kilometri și să aterizeze în picioare după ce mulți alții au încercat și nu au reușit. Avem și noi un săritor român care a încercat să doboare recordul, dar a eșuat lamentabil. Dar mai bine, haide să urmărim imaginile. Deși mulți ar spune că e ușor, austriacul s-a antrenat 4 ani și a depășit claustrofobia cauzată de costum și ne-a dovedit tuturor că dacă vrei, poți. Dacă Felix Baumgartner a sărit din stratosferă și n-a pățit nimic, oare eu, dacă sar peste facultate, ce s-ar putea întâmpla? Mai bine sar de la 4. Aur roșu, îți dă cărge! Vine Halloween-ul și se pare că cele mai căutate măști sunt cele cu Monica Tatoiu și Mărioara Zăvoranu. Într-adevăr, va fi înfricoșător anul ăsta. În altă ordine de idei, în piața Obor prețul dovlecilor s-a dublat, iar intrarea în cimitire se face doar pe bază de invitație. S-o facem lată, încă o dată, să bem cu toții până în zon. Ca toate sărbătorile venite de la americani, și Halloween-ul e foarte tare, frate. Nu înțeleg de ce trebuie o zi în care să te uiți la monștri când te poți duce în fiecare zi la McDonald's. Bașca avem și noi de-aștia și îi puteți găsi la fiecare deschidere de magazin. Am decis să începem petrecerea de Halloween mai devreme și am invocat spiritul Elodiei, numai că ceva n-a mers cum trebuie. Foarte des pe Facebook am văzut desene de genul și de genul și de genul cu personajele deja faimoase Derp și Derpina și prietenii lor și nu știu dacă știați, acestea au și o pagină de Facebook. De fapt au mai multe. Îi găsiți și în alte limbi. Se pare că aceste desene și-au câștigat popularitatea prin complexitatea artistică a desenului și plasarea personajelor în diferite ipostaze. Bă, da, atât de proști am ajuns! Cum poți să te uiți la o dungă și să râzi? Poate șpilofi în mesaj.
Haideți să citim câteva și să ne prăpădim de râs. Haideți să râdem pe burtă cum ne promite această poză. Oh, goody. Stăm cu prietenii în jurul focului de grătar. Tot fumul vine în mine. Îmi schimb locul, dar fumul iarăși vine în mine. De ce? Because you're stupid. Eu dimineața când merg la baie. Oglinda, arăt minunat. După ce îmi pun lentilele de contact, căcat, arăt ca dracu. You look like hammered shit. Don't talk to me like that. Sorry, you look like regular shit. Eu, Derpina, Derpa Antoniu, am grijă de doi derpinași de 4 și 6 ani. Se uită la TV. Când deodată, crezi că ești un bărbat adevărat? Maica ta încă te bate la fund. Ce? Taci din gură, domnișoară! Concluzia, am ajuns rău. De la Sylvester și Tweety, Tom și Jerry, Piff și Hercule, am ajuns să ne fie servită varianta autistă a lui Dexter și Didi. După lungi căutări, Patrula Română vă prezintă autorul acestor minunății. Și cu sprijinul lui am ajuns să creez și eu prima mea capodoperă. Și cam atât pentru astăzi. La sfârșitul fiecărei ediții vom lansa câte o întrebare, la care vă rugăm să ne răspundeți în căsuța de comentarii de mai jos. Întrebarea de săptămâna aceasta este următoarea. Ce părere aveți despre faptul că Uniunea Europeană a primit Premiul Nobel pentru Pace? Le mulțumim prietenilor de la studioul fotovideocaseta.ro pentru găzduire. Nu uitați să ne dați like pe pagina noastră de Facebook. Ne vedem marțea viitoare. Stay hot! Patrula vine, patrula, patrula vine, patrula, patrula vine, patrula.